Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Chiera, facem împreună curat pentru 25 de minute și mi-a atras atenția, nu știu dacă dumneavoastră ați remarcat, dar este o informație care circulă în spațiu public în legătură cu felul în care s-ar putea administra probele în dosarul deschis, practic, arhiepiscopului Tomisului. Știți bine povestea, un domn, mă rog, preot, la un moment dat, depistând, spune el, caracatița financiară din rândul bisericii, din biserică, da, pe contracte, pe ridicări de biserici, pe tot felul de lucrări, s-a hotărât, ajungându-i cuțitul la os, să facă declarații. Să facă declarații despre asta, dar după ce a investigat cu propria putere cazul. Și a investigat cum a investigat? I-a înregistrat. Practic, i-a filmat, i-a înregistrat pe cei cu care a vorbit. Printre ei și arhiepiscopul Tomisului, care este oricum un personaj foarte colorat în rândul bisericii. Este genul de om care spune, asta este calea mea și asta este calea mea. Nu contează ce spune patriarhia, oricum este într-un conflict deschis cu patriarhia, cu purtătorul de cuvânt, pentru că s-ar fi antepronunțat purtătorul de cuvânt în legătură cu vinovăția arhiepiscopului Tomisului și este de civrie mare. Pe mine mă interesează însă strategia domnului avocat Cuculis, care îl reprezintă pe înaltul prelat în războiul ăsta cu DNA-ul. Și domnul avocat Cuculis, nici mai mult, nici mai puțin, a zis, știți ceva? Ia, scoateți de la dosar toate probele astea video, că n-au nicio relevanță, unu, că sunt și nelegal făcute, că deci afară de la dosar cu ele. Subiectul mi se pare interesant pentru că foarte multă lume s-ar putea întreba, păi cum vine asta? Păi cum pot eu, de exemplu, să mă lupt cu o autoritate care să zicem, își bate joc de mine? Nu-i cazul de față, că nu, aici nu discutăm despre cazul de față, cât despre ideea în sine, despre strategia domnului avocat. Deci, cum să mă lupt eu cu o autoritate care are toate pârghiile posibile și imposibile, despre care știu că este coruptă, eu cetățeanul, da? Și n-am alte pârghii decât să înregistrez, să văd cumva, să afle și alții că ceea ce spun eu nu este minciună. Cum să fac asta? Înregistrându-l. Paranteză, pe mine, eu detest, ca să zic așa, tipul ăsta de investigație. În lumea presei se practică asta pentru că dacă interesul public o cere, atunci tu poți folosi ca jurnalist tot ce se poate folosi astfel încât să demonstrezi că o autoritate își bate joc de cetățean, da, în numele interesului public, adică felul în care investighezi e mai puțin important decât rezultatul impactului investigației în sine. Dar mă interesează cum aș putea eu, cetățean, să demonstrez că o autoritate își bate joc de mine dacă practic nu am această pârghie de a-l înregistra pe cel care, nu știu, face declarații într-un fel sau altul care duc în zona de corupție. Domnule avocat, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să vorbim despre asta. Este o temă de interes din punctul meu de vedere pentru că foarte mulți oameni se gândesc sau au, mă rog, au făcut unii dintre ei acest demers. L-au înregistrat pe primar sau au înregistrat pe cineva care îi jignea sau au înregistrat, au filmat cu camera ascunsă. Vă rog să-mi spuneți cum v-ați gândit la treaba asta și dacă dumneavoastră considerați că aveți șanse să scoateți de la dosar, de fapt, probabil că cea mai importantă probă împotriva înaltului prelat pe care îl reprezentați. Vă rog. Da. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație, doamna Chiara, mă bucur să vă revăd. Ce să vă zic, sunt câteva elemente pe care o să le devoalez așa în dezbaterea cu dumneavoastră de astăzi și ca cei de acasă să înțeleagă cumva cum stau lucrurile, dar înainte de toate vreau să fac o mențiune. Dosarul cu nume scurt IPS Teodosie de la DNA, vor cei de la DNA Constanța, structura de acolo, să îl creioneze și să îl șabloneze, dacă vreți, după tiparul Adrian Severin, în urmă cu mulți ani de zile, fostul europarlamentar, care a fost înregistrat de către o echipă BBC, dacă mi-aduc aminte corect, sau, în fine, o publicație, un trust mai mare de presă, doi jurnaliști care, pur și simplu, au avut o discuție temeinică cu el. Adică omul a și spus, da, domne, dăm banii ăștia și eu o să mă duc în Parlamentul European, ce o să propun pentru firma asta în mod special și uite ce bine o să ne fie nou. No, chiar vă rog să mă iertați. Dacă așa stăteau lucrurile aici, atunci înregistrare, neînregistrare,
hoțul prins nu mai e negustor cinstit și s-au terminat lucrurile. De altfel, avem o practică în alte curți, pentru că în alta curte l-a condamnat pe Severin la vremea respectivă și lucrurile erau închise. Dacă le luăm prin comparație cu ce s-a întâmplat acum, unde vine un cineva, spun un cineva pentru că nu știm exact, mai e preot, e om de afaceri, este instigator, făptuitor, infractor, nu se mai cunoaște calitatea acestui individ și spune așa: în al preasfinția voastră, binecuvântați, așa se practică cu tumar vorbind și doctrinar în momentul în care începi o lucrare. Eu vă spun că am și ridicat o biserică și trebuie să iei ceea ce se numește binecuvântare de la arhiereul locului. În cazul meu a fost vorba chiar de către preafericitul Daniel. Dar omul a venit și a spus așa: binecuvântați începerea. Da, domne, sigur, foarte bine. După care se intră în faza interesantă pentru DNA și acum o să recreăm puțin momentul. Eu vorbesc cu dumneavoastră, știți foarte bine că unii dintre invitații în timpul emisiunilor mai butonează telefoanele. Noastră interlocutor, moderator, spuneți: nu e așa, domnul avocat, că e bine? Da, 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 doamna Chiera, este bine, sigur, și afară este foarte frumos. Ei, păstrând proporțiile, cam același lucru s-a întâmplat și la Teodosie, respectiv. Adică dumneavoastră spuneți, cu alte cuvinte, că IPS Teodosie a fost distras de ceva și când a ridicat, sau mă rog, când a răspuns interlocutorului său, nu era tocmai conectat la acesta când vorbea, când i-a răspuns. Asta spuneți. Asta pe de-o parte. Omul vorbește acolo despre un, cum e zice, și un comision să-l luăm și noi. Da, sigur că da, haideți că sun pe părintele meu consilier să vă ajute cu actele. Ei, asta este toată înregistrarea și ceea ce s-a tot vehiculat și rostogolit ca un bulgare imens de zăpadă și care s-a spart în Palatul Arhiepiscopal de acolo, a fost această chestiune că este o mană cerească. Sigur, dacă vine cineva și îți spune că te ajută cu un dosar pe care să-l depună, să-l facă temeinic și să-l depună la secretariatul pentru culte și să-ți vină o sumă de bani, dar atenție, că aici lumea s-a scindat în două. Oamenii spuneau că e binecuvântare sau o mană cerească pentru un alt preasfințitul Teodosie, lucru care este total greșit. În schimb, alții au prezumat că este chiar ceea ce a vrut să spună omul, respectiv că binecuvântarea pentru terminarea palatului, pentru că ne aducem aminte, în 2023, acesta a luat foc, nu știm de ce a luat foc, nu se cunosc cauzele exacte și acum este într-un proces amplu de renovare. Deci asta era varianta corectă. Dar trecând peste toate lucrurile astea care niciodată n-au discutat, domne, da, îți dau 2 lei, du-te acolo și fă treaba asta, ia legătura cu ministrul mediului. Știți că acest Petrică vorbea despre faptul că este consilierul ministrului mediului și de la nu știu ce partid, PNL, că s-a dus pe filieră politică, în fine. Nici o clipă nu s-au făcut discuții vis-a-vis de ce înseamnă comisionul respectiv, de unde sunt banii respectivi, cu cine ar fi trebuit să ia legătura. Eu vreau să vă dau definiția și eu nu vreau să vă inoculez o idee, nici dumneavoastră, nici telespectatorilor. Eu vreau să vă propun, dacă vreți, niște soluții și sigur că dumneavoastră treceți prin mintea de jurnalist și cei de acasă prin propriile lor simțuri și bineînțeles că vor trage o concluzie. Fapta de cumpărare de influență, spre exemplu, dumneavoastră sunteți consilierul ministrului mediului, eu vin la dumneavoastră și vă spun: doamna Chiar, vă dau și eu 10.000 de euro, am rugămintea că nu am pe nimeni acolo și vreau să-i cumpăr și eu bunătatea omului de acolo, de la culte, vă dau 10.000 de euro, mergeți până la secretariatul pentru culte și depuneți dosarul ăsta și vorbiți pentru noi să putem să luăm banii ăștia. Dumneavoastră prezentându-vă înainte ca fiind ministru, ca fiind consilierul ministrului mediului. E, asta înseamnă infracțiunea de cumpărare de influență. În schimb, avem de-a face cu un personaj și nu poate să spună cineva că ascundă ceva din ceea ce s-a prezentat pentru că înregistrările sunt publice, care vine și spune: eu sunt ăsta și fac și dreg și o să te ajut să iei banii respectivi. Pot să mă duc în numele tău să fac? Da, 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 ai binecuvântarea. După care, așa pe un ton mai tăcut, mai șmecherește, și un comision care, da, 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 sigur. Deci omul este cel care, de fapt, face un trafic de influență. El este personajul care face traficul de influență și cumpărarea de influență nu a avut loc niciodată, raportându-ne la definiția concretă din codul penal, nu la ceva inventat.
în persoana lui Peste Teodosie. O întorcându-ne puțin, pentru că am plecat de la Severin, am ajuns la ce înseamnă definiția acestor infracțiuni. Cum vă închipuiți că, deși nu există o cauză de nepedepsire pentru acest om, Petrică Leașcu, totuși Peste Teodosie capătă calitatea de inculpat în baza registrării respective, iar pe soluție inversă, pe sens invers, când Petrică Leașcu a săvârșit și derivă din aceeași probă, atenție, nu din alta, că el a săvârșit o faptă de trafic de influență, el e martor. Deci, atenție, DNA... O secundă, păi asta, deci ca să nu intrăm, dumneavoastră, evident că vă știți cazul pe care îl reprezentați și aveți toate argumentele să spuneți că, mă rog, clientul dumneavoastră este cel care a fost, care e victimă în povestea asta și că n-ar trebui să aibă calitate de inculpat nicicum, ci, din potrivă, cel care i-a propus toată povestea trebuie să fie inculpat pentru că la el e buba. Eu vă întreb, domnule avocat Cuculis, pentru cei care se uită la noi, repet, împingând cazul Teodosie un pic mai în lateral, vorbim principial. Dacă eu vreau să vin la dumneavoastră, știu că dumneavoastră sunteți o autoritate coruptă și vin la dumneavoastră și vă provoc și vă spun, domnul Cuculis, aș putea să fac asta, aș putea să fac asta și dumneavoastră aveți comisionul, că n-am cum să demonstrez altfel, dar nu o să veniți dumneavoastră să-mi cereți mie. Eu am interes să probez că dumneavoastră sunteți corupt. Cum aș putea să port discuția cu dumneavoastră astfel încât un avocat, cum sunteți dumneavoastră, să nu zică, păi dumneata ești vinovat, care te-ai dus cu telefonul și ai filmat autoritatea. Adică, haideți să gândim un pic, fiți un pic avocatul diavolului, dacă îmi permiteți, nu cred că e bine să vorbesc despre asta în casa... Sunt avocatul diavolului pentru că am pus problema pe relație inversă de la bun început. Dacă vrei să faci așa un gest jurnalistic extraordinar, nu te duci acolo și spui treaba asta, adică nu te duci cu, cum să spun eu, cu un soi de dorință de a scoate de la partea cealaltă ce e mai rău din el, dacă vreți. Adică tu te duci și poți să spui în felul următor: părinte, uite, eu sunt un om care poate să meargă și să depună, spre exemplu, un dosar la Secretariatul pentru Culte. Eu nu știu pe nimeni acolo, dar vreau să te ajut în așa fel încât să obții, practic, sponsorizarea respectivă, fondurile respective. Adică să fac muncă de voluntariat cumva. Adică să nu reiasă din înregistrare că eu aș avea un beneficiu sau cumva, nu? Sau că învârși bani sau că... Nu trebuie să reiasă din înregistrare că tu ai făcut trafic de influență. Pentru că asta înseamnă traficul de influență. Dom'le, știu pe ăla, nu vrei să fac eu lucrul ăsta pentru tine? Cumpărarea de influență este dacă eu mă prezentam ca fiind un potent consilier al ministrului, iar interlocutorul meu spunea: vai ce bine, deci înseamnă că puteți să ne ajutați, dacă dăm și noi ceva acolo să fie bine. E, aia e cumpărarea de influență. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva. Legea este foarte clară în sensul acesta, chiar întorcându-ne puțin pe zona aceasta a înregistrării, pentru că ați menționat că am solicitat revocarea acelei înregistrări din cadrul dosarului, să știți că este o cerere bazată pe lege. În alta curte, chiar de data recentă, alături de Curtea Constituțională, au spus foarte clar: spune, dacă nici măcar investigatorii poliției n-au voie să instige, dacă nici măcar investigatorii și colaboratorii poliției n-au voie să se ducă să înregistreze fără mandat de la judecător, dacă nici oamenii ăștia n-au voie să provoace, păi cum adică? Se poate duce unul care n-are nicio calitate, care nu are niciun fel de credibilitate, care nu are niciun fel de tehnică omologată și să facă lucrul acesta? Nu, legea a spus altceva. Că ai voie să filmezi săvârșirea unor fapte, dar care derivă în mod spontan. Dacă dumneavoastră vă apucați acum și mă amenințați și eu ridic telefonul frumos și vă filmez, asta înseamnă că este o chestiune spontană, că aveți ceva cu mine și eu am... Interesant. Deci dumneavoastră spuneți cu alte cuvinte că omul care înregistrează, principial, trebuie să fie ori supus unei amenințări concrete și atunci, ca să se apere, înregistrează povestea care se întâmplă pur și simplu, fără să fii provocat sau fără, și sau să aibă în spate autoritatea care să știe că el va face asta pentru a demonstra ceva. Asta spuneți? Adică cu acordul autorității? Adică să mă duc la un procuror să-i spun:
sau de la un procuror să-i spun, domne, ăla este un corupt. Eu am, pot să vă demonstrez vouă că ăla este un corupt. Puneți-mi tehnică pe mine și trimiteți-mi acolo un fel de flagrant, un fel de... Nu e așa. Nu m-a făcut înțeles. Deci, păi, ca să înregistrezi, trebuie să înregistrezi loial. Loial ce înseamnă? Nu înseamnă să premeditez. Nu înseamnă să mă gândesc eu cu 3 zile înainte că mă duc și îl provoc pe unul în așa fel încât să pot să-l înregistrez. Este ca și cum am camera închisă, îți lovesc una în plină figură, după care te înregistrezi pe tine când mă lovești înapoi. Deci nu merg lucrurile astea de neloiale. Astea sunt lucruri neloiale și nelegale. Chestiunea cu autoritatea, cu procurorul, toți colaboratorii și informatorii și investigatorii sub acoperire sau nesub acoperire ai poliției, ca să înregistreze, trebuie să fie autorizat de judecător. Asta eu, este ideea, da. Meu, eu la rândul meu, dacă primesc informația de la un procuror fără să am vreo autorizare din partea cuiva și mă duc și te înregistrez, păi nu se eludează legea, doamna Chiera, nu se eludează de fapt principiul potrivit căruia nu poți să faci lucrul ăsta decât cu autorizare de la judecător. Există, vreau să vă întreb. Da, vreau să vă întreb așa, că este clar de dumneavoastră, spuneți că oamenii ar trebui să se bazeze pe ceva atunci când pornesc o înregistrare care să aibă valabilitate în instanță. Ori să aibă practic în spate autoritatea, deci un accept al unei autorități ca să facă asta, ori să fie o chestiune de autoapărare, deci spontană, în sensul de loială, adică nu provoci și după aia înregistrezi când primești un pumn în față, tu dând pumnul primul, asta spuneți. Exact. Da. Foarte interesant. Credeți că dumneavoastră, adică dumneavoastră ca avocat, aveți cunoștință să se mai fi întâmplat așa ceva cu vreo înregistrare care să fie scoasă din dosar, ea fiind practic proba principală în a acuza un om? Este cazul domnului primar Tudorache, pe care îl și reprezint printre altele în dosarele pe care le are și l-am reprezentat și la Înalta Curte alături de colegul meu, fostul președinte, domnul Zegrean, fostul președinte de la Curtea Constituțională, și în momentul de față, dosarul în care este cercetat domnul Tudorache, proba respectivă urmează să fie, sau de fapt a și fost eliberată din dosarul respectiv, expusă din dosarul respectiv, conform deciziei despre care vă vorbeam mai devreme, că nu putea să fie făcută decât cu înregistrare, decât cu mandat luat de la judecător și nu pur și simplu un informator al poliției sau al parchetului să vină și să facă înregistrarea. Da, există și eu am încredere în faptul că lucrurile acestea, chiar dacă nu vor fi rezolvate în parchet, pentru că vă mărturisesc, parchetul mergând către o zonă de inculpare, adică mai e un pas până la trimiterea în judecată. Nu se spune niciodată procurorul care l-a închetat pe Mazăre, despre exemplu, pentru că este același, știi, eu o să dau câțiva pași înapoi și nu o să mai întâmple nimic. Nu. A făcut acuzarea, asta ar însemna pentru el să-și recunoască propria greșeală și propria represiune nedreaptă. În momentul în care pui în mișcare acțiunea penală față de o persoană și ai făcut lucrul acesta neexistând probe în dosar, înseamnă infracțiunea de represiune nedreaptă, înseamnă că ai săvârșit o faptă penală. Și dacă el, în momentul de față, procurorul și-ar exclude proba, asta ar fi dovada proprie pentru faptul că el a săvârșit o infracțiune, lucru care e imposibil de crezut. Ca să rezumăm în discuția noastră, care probabil că, ar fi de ajutor unor oameni în această țară, care nu este o țară tocmai liniștită din punctul de vedere al corupției, faptelor de corupție, faceți un pas în tabăra mea. Gândiți-vă că eu sunt clientul dumneavoastră, da? Și vin și mă consult cu dumneavoastră și vă spun așa, domnule avocat, primarul ț îmi cere comision ca să pot să fac, să depun și eu nu știu ce hârtii la primărie, să mă bage în seamă. Vin la dumneavoastră și vă spun, da, că sunteți prietenul meu, vă știu și vă întreb așa, aș vrea să-l înregistrez, ce-mi recomandați? Da, înregistrați-l când mergeți acolo cu siguranță, iar dacă el săvârșește infracțiunea aceea, da, este o infracțiune consumată, săvârșită și așa mai departe și proba respectivă poate să stea în picioare în condițiile în care nu noi l-am provocat pe primar să facă, să săvârșească vreo faptă penală sau cumva să fie atras în săvârșirea sau cumva în siajul acesta al unei fapte penale. Super. Deci dumneavoastră spuneți, eu să nu-l provoc, adică eu să nu-l provoc, să mă port într-un firesc, adică fără să-l provoc.
Iar el trebuie să vină să spună foarte clar că intră în jocul ăsta și că vrea banii ăștia și că, adică, lucrurile să fie explicite. Asta spuneți dumneavoastră. Perfect. Acolo suntem. Asta este tânărul pe care ar trebui să joace un cetățean cinstit și un cetățean care chiar vrea să scoată la suprafață fapte de corupție. Am înțeles. Sunteți, mă rog, optimist în legătură cu posibilitatea ca această probă, da, care construiește dosarul lui IPS Teodosie, va fi scoasă din dosar, de fapt va fi eliminată? Da, dar nu în clipa aceasta. După cum v-am spus și mai devreme, din toate punctele de vedere, este practic imposibil să avem de-a face cu eliminarea probei respective în faza aceasta procesuală a urmăririi penale, pentru că asta ar însemna că procurorul se va autoincrimina. El a făcut niște pași foarte rapizi în așa fel încât să explodeze opinia publică cu privire la informațiile pe care parchetul le lansează, dar s-a grăbit destul de tare, pentru că dacă ar fi așteptat încă puțin, ar fi văzut că inclusiv cel care a predat proba procurorilor a venit și a spus că de fapt acele înregistrări sunt trunchiate și publicația Recorder n-a făcut nimic altceva decât să truncheze probele pe care el le-a pus la dispoziție. Și atunci deja are o problemă serioasă de credibilitate în ceea ce privește proba, ori pretinsa probă pe care oamenii ăștia au folosit-o în dosarul penal. Este foarte interesantă discuția cu dumneavoastră dintr-o perspectivă clară din punctul meu de vedere. Atunci când înregistrăm pe cineva, trebuie să fim foarte, adică trebuie să avem toate datele că acea înregistrare a noastră poate să stea în picioare în fața unei instanțe. Adică cumva, dacă vă trece prin minte să faceți asta, într-o țară în care ești tentat să faci asta pentru că prea multă lume expandează statutul ăsta social și funcția și toată lumea vrea ceva ca să iasă ceva și tot așa și practic tu dacă ești de bună credință ai numai tălpi puse orice ai vrea să faci, da? Dacă nu ești legat umbilical de caracatițele astea, pe unde sunt ele, atunci trebuie să știți cum să faceți asta astfel încât să nu vă fie distrusă cumva cea mai importantă probă pe care o aveți împotriva unei autorități, da, să zicem, că autoritatea are cele mai multe pârghi de azi de autoritate, astfel încât să vă rămână în picioare în instanță proba. Foarte important. Deci în sensul ăsta am purtat discuția cu domnul avocat cu Culis. Asigurați-vă că știți ce înseamnă să faceți o înregistrare astfel încât ea să stea în picioare. Sunt chiar foarte curioasă dacă această probă din dosarul IPS Teodosie va rămâne în picioare în dosar, foarte curioasă sunt, pentru că se tot creează precedente așa, dacă vor fi scoase probele astea, cumva oamenii parcă rămân fără niciun fel de ajutor, dar pe de altă parte există, mă rog, specialiști care ne pot învăța ce să facem, cum să facem în cazul în care suntem într-o situație care merită, să zic așa, implicarea asta totală. Adică să înregistrezi pe cineva care ți se pare ție sau ai tu date clare că încalcă legea. Mulțumesc foarte mult, domnule avocat Culis, pentru această intervenție, care a fost mai mult un fel de lecție de cum să înregistrăm dacă suntem încălcați în picioare, astfel încât să și funcționeze înregistrarea noastră. Mulțumesc tare mult și urmăresc cazul în care sunteți implicat. Mulțumesc tare mult, avocatul Adrian Culis, avocatul lui IPS Teodosie. Știți foarte bine, arhiepiscopul de Constanța este un personaj foarte colorat, așa, e într-o vrie din asta mai acuș spuse că una peste alta, cei care fumează nu pot fi împărtășiți, a creat în societate așa un soi de val, de cel puțin oameni care ridică sprâncenele, dar despre subiectul ăsta poate ne întâlnim la un moment dat într-o emisiune care să-l cuprindă. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, pe săptămâna viitoare. Doamne ajută!